trei civili au fost uciși într-un atac terorist cu arme albe, mai exact topoare, în orașul Elad din Israel și alte patru persoane au fost rănite. Atacul a avut loc în timp ce israelienii încheiau sărbătoarea pentru cea de-a 74-a zi a independenței națiunii lor. Alergând pe străzi cu topoare, doi tineri au ucis cu bestialitate trei bărbați și au rănit alte patru persoane. Cei doi teroriști arabi care au comis masacrul din Elad joi seara au fost capturați în viață duminică dimineață de forțele de securitate israeliene, coordonate de Serviciul de Securitate Shin Bet. După o căutare care a durat aproape 60 de ore, Asad Youssef, de 19 ani, și Imad Abu Shakir, de 20 de ani, au fost capturați în timp ce se ascundeau într-un tufiș în apropierea orașului Elad. Teroriștii s-au ascuns în zona împădurită de lângă Elad, fără apă și mâncare pe tot parcursul weekendului și au fost prinși epuizați și obosiți. Ei nu s-au opus arestării. Cei doi teroriști se aflau ilegal în Israel și lucraseră anterior pe un șantier. Masacrul de la Elad a fost al șaptelea atac mortal din Israel în tot atâtea săptămâni și a avut loc la mai puțin de o săptămână după ultimul atac. Liderii din întreaga lume și-au exprimat șocul față de atacul de joi seara din orașul Elad din Israel, în care doi teroriști arabi au ucis trei israelieni, rănind alte patru persoane și au transmis condoleanțe familiilor victimelor. Tor Wennesland, coordonatorul special al ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, a spus că este îngrozit de atac și a transmis condoleanțe familiilor victimelor atacului și urările pentru o recuperare rapidă a răniților. Secretarul american Antony Blinken, ambasadoarea Germaniei în Israel, ambasadoarea Canadei în Israel, ministrul de externe austriac, ministrul de externe și ambasadorul Regatului Unit, alături de alte personalități politice ale lumii, au condamnat atacul terorist din Israel. În contextul condamnării internaționale, Partidul Islamist Arab, RAAM, în solidaritate cu cei doi teroriști, ia în calcul înghețarea apartenenței lui RAAM la coaliție, chiar și cu prețul căderii guvernului, a declarat duminică pentru TPS o sursă oficială din Partidul RAAM. Presa din Israel speculează că guvernul rus ar putea căuta să lase deoparte tensiunile de săptămâna trecută și să încerce să restabilească relații mai bune cu statul Israel. Acest lucru vine după ce președintele rus Vladimir Putin i-a trimis președintelui Israelului Isaac Herzog o scrisoare oficială de felicitare pentru cea de-a 74-a zi a independenței Israelului, celebrată joi, în care Putin și-a exprimat încrederea că cele două națiuni vor continua să se bucure de respect reciproc în viitor. Nu s-a făcut nicio mențiune despre disputa diplomatică de săptămâna trecută dintre cele două națiuni. Tensiunile au început duminică, atunci când ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că până și Hitler avea sânge evreu. A doua zi, ministrul de externe al Israelului a condamnat remarcile și a pretins scuze. Președintele Vladimir pur și simplu a ignorat toate acestea în scrisoarea sa către președintele Herzog. Pastorul unei biserici evanghelice din Saint-Laurent-du-Maroni, Guiana franceză, a fost împușcat mortal în noaptea de 3 mai. Câteva ore mai târziu, biserica sa a fost incendiată și distrusă complet. În plus, în timpul împușcăturilor, cel puțin alte 7 persoane au fost rănite, inclusiv 2 care au fost transportate la spital în stare critică. Pastorul Alfred Caloe este membru al filialei Guiana a Consiliului Național al Evanghelicilor din Franța, iar cu o zi înainte de asasinarea sa, se întâlnise cu o delegație a evanghelicilor din Franța care vizitează țara. Guiana franceză este un departament de peste mări al Franței, situat în nordul Americii de Sud. Ca toate celelalte departamente, Guiana franceză este una dintre cele 26 de regiuni ale Franței, fiind totodată o parte integrantă a Republicii Franceze și a Uniunii Europene. Poliția locală nu a făcut declarații în ancheta aflată în curs, mai mulți politicieni din Guiana franceză au transmis condoleanțe familiei pastorului.